Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Costi Ivașcu. Așa cum v-am obișnuit, în fiecare zi de marți avem ediția specială, o emisiune realizată în colaborare cu colegii de la Departamentul Știri al Antenei 1 Pitești. Ei bine, astăzi vom discuta despre cam ce s-a întâmplat săptămâna trecută. Este un eveniment destul de important. Vom discuta despre Coridorul Pan-European 4, adică despre autostrada Pitești Sibiu și de ce a fost amânat acest proiect, de ce au ieșit peste 10.000 de oameni săptămâna trecută în stradă. Vom discuta despre măsurile concrete de sprijinire a industriei auto din țara noastră, pentru că și aceasta a fost una dintre cerințele sindicaliștilor de la Dacia și nu numai de la Dacia, și despre modificarea legislației muncii și nu numai despre aceste lucruri, ci și despre negocierile contractului colectiv de muncă, un contract așa cum spuneam, se află în negocieri în această perioadă și vom discuta despre toate aceste lucruri cu invitatul meu din această după-amiază, domnul Ion Iordache, vicelider Sindicatul Automobile Dacia. Bună ziua, vă mulțumim mult că ne onorați cu prezența, domnule Iordache. Domnule Iordache, peste 10.000 de sindicaliști și nu numai de la Dacia au ieșit săptămâna trecută în stradă. Au fost și polițiști acolo, au fost și de la Societatea Națională a Angajaților Portuari, dacă nu mă înșel, profesori. Da. Toată lumea a ieșit în stradă pentru a susține acest proiect de construcție a autostrăzii Pitești-Sibiu și nu numai acest proiect până la urmă. Trebuie să vorbim în primul rând despre mitingul organizat săptămâna trecută. Mitingul organizat săptămâna trecută se poate înscrie într-un început de manifestări sindicale pentru a ne susține, așa cum a spus și dumneavoastră, construcția acestei autostrăzi și susținerea industriei constructoare de mașini. Constatăm cu toții că nu vorbim despre Dacia. Vorbim despre susținerea industriei constructoare de mașini, care am constatat cu toții în ultima vreme că în ultimii ani a început să se contureze foarte bine în zona Munteniei. Mă refer la Ford, București, Ploiești și noi la Pitești. Deci este foarte importantă această autostradă pentru noi toți. Este importantă pentru stabilizarea locurilor de muncă. Are o importanță covârșitoare. Dacă aș fi prim-ministrul României, aș face din această autostradă un port drapel, un obiectiv național. Nu înțeleg de ce guvernanții de astăzi, de ieri și de mâine, nu dau importanță unor obiective naționale. Ne învârtim cu drumurile în cerc, parcă în mod intenționat, ne dorim să ieșim în afară. Această autostradă, doresc să termin despre autostradă, această autostradă are o importanță morală pentru poporul român. Această autostradă, dacă ar fi existat, nu am mai fi asistat astăzi la manifestații ale maghiarilor, vorbind despre pământul maghiar și așa mai departe. Această autostradă ar fi fost drumul de plecat și de intrat în România, fără să mai avem mișcări revanșarde, etc. Ce legătură ar avea protestele protestele maghiarilor cu această autostradă? Foarte mare, din punctul meu de vedere. În sensul în care această autostradă, deci mă refer la autostrada Constanța, București, Pitești, Sibiu, Frankfurt, trecând prin Viena, Budapesta, ne-ar fi eliberat, ne-ar fi internaționalizat. Nu am mai fi avut această mișcare supranaționalistă. E nevoie ca România să se iasă din această anchilozare pe care o regăsim acum la minoritățile maghiare. Autostrada aceasta ar fi fost un răspuns extraordinar dat acestor tipuri de manifestări. Domnule Iordache, conform proiectului inițial, această autostradă trebuia să înceapă, construcția acestei autostrăzi trebuia să înceapă în 2014. Da. Iată că s-a amânat. De ce s-a amânat această construcție a autostrăzii? Acest lucru ne-a determinat să organizăm acest... Dan Șova a spus-o pentru prima oară, atunci era ministrul marilor proiecte, dacă nu mă înșel. Ce frumos și pompos, marile proiecte. Da. Da, marile proiecte, era un mare proiect, dar iată că l-a amânat. De ce l-a amânat? Marele proiect, care ar putea să fie un proiect național, s-a transformat în micul proiect care trece pe la Comarnic. Așa cum am mai spus și am făcut o declarație, eu sunt, dacă aș fi fost ziarist de investigații, eu aș fi verificat cine are pământurile în zona aceea.
alesul dumnealor între această autostradă care ar fi fost axa în care s-ar fi învârtit, în jurul căreia s-ar fi învârtit România, între această autostradă, repet, Constanța, București, Pitești, Sibiu, Frankfurt și Comarnic, Brașov, pentru mine nu este o uimire. Alegerea este făcută dintr-un punct de vedere pe care aș putea să-l numesc mercantil. Alegerea dumnealor s-a bazat pe faptul că autostrada Comarnic este făcută cu bani privați, urmând să facem încasări pe trecere de autostradă și probabil dacă ar fi făcut autostrada Pitești-Sibiu, nu s-ar mai fi scos bani pe drumul acela. Nu știu ce a stat, ce au avut dumnealor la îndemână, ce gândire de au aprobat construcția acestei autostrăzi Comarnic-Brașov. Cu atâta rapiditate. Dacă punem 6 luni acum, 12 și cu 6, în cel mai bun caz, în 24 de luni, se pot începe lucrările la Pitești, Sibiu, a spus Crișova. În cel mai bun caz, adică în aproximativ 2 ani vor începe aceste lucrări. Înainte se spunea că nu există bani pentru a face acest studiu de fezabilitate. Se făcuse un studiu, dar a expirat în 2010, dacă nu mă înșel. Iată că totuși s-au găsit niște bani. Aceste declarații sunt făcute, dacă nu mă înșel, în urmă cu aproximativ 2-3 zile, adică după ce ați făcut dumneavoastră acest meeting de amploare. Să fie aceasta o reacție la ieșirea în stradă? Pentru că vroiam să vă întreb într-adevăr care sunt și domnule, reacțiile în urma în lumea acestor mișcări. În lumea în care trăim, lumea capitalistă, regula pe care noi românii încă am învățat-o este să ne, în momentul în care nu avem înțelegere, guvernanții nu înțeleg demersurile noastre, să ieșim în stradă, să manifestăm. Este o regulă care se folosește în toată lumea. Și este un drept al nostru. E un drept al nostru. Asta este mișcarea care regularizează relația între societate și guvern. În România, de câțiva ani de zile, nu se mai fac asemenea manifestări. Avem manifestări sporadice pentru eutanasierea câinilor, lucruri adevărat importante. Nu vreau să intru în discordanță cu apărătorii câinilor. Lucruri importante, dar atât. Pentru marile proiecte, cum spunea domnul Șova, nu iese nimeni. Nu este important, de exemplu, pentru România să discutăm despre învățământul profesional. Nu este important pentru România să discutăm despre codul muncii, contractul determinat. O să, dacă îmi permite și avem timpul acum, aș dori să mai atingem subiectele, încă mai avem două subiecte pentru care au fost făcute meeting-ul. Mă refer la învățământul profesional, adevărat, și la contractul, la codul muncii, în speță la contractul determinat. Păi mă gândesc că este una dintre cerințele. Deci toate aceste lucruri pe care am să le vorbesc vin în susținerea industriei constructoare de mașini. Sigur că da, vom discuta și despre aceste lucruri, pentru că sunt destul de importante. Da. Știți ce vreau să vă întreb? De când există acest proiect? Mă refer la proiectul inițial de construire acestei autostrăzi. Proiectul drumului acesta, Constanța, București, Pitești, Sibiu, să ieșim din România către Occident, este să pierde în timp. Eu vreau să mă întorc acum în perioada Ceaușescu și vreau să spun că în perioada aceea există deja un proiect. Dacă intrăm pe internet și intrăm într-un site al unui institut de cercetare și de creare de drumuri, o să vedem că există acest proiect, această autostradă. Această autostradă a fost din totdeauna și este și va fi vitală pentru România. Ne întoarcem iar în trecutul imediat. Trebuie să știm cu toții, eu nu sunt acum anti-rus sau pro-rus, dar România nu a avut apetență către ruși. Noi ne-am dus întotdeauna și din punct de vedere politic, noi am fost pro-europeni. Din totdeauna am avut această stare. Deci chiar și Ceaușescu, dictatorul, s-a dus către vest. Constatăm fabricile, industrializarea în exces a zonei noastre și către Ardeal și către Moldova nu a construit mai nimic. Deci este foarte important acest drum, nu știu dacă cineva poate să spună că s-a început din anul cutare. Este important că de spus că el există pe agenda tuturor guvernelor și nu înțeleg de ce domnul Băsescu vine acum și susține drumul, putând să-l susțină și când avea guvernele la îndemână, mă refer la guvernele Boc.
Asta vreau să vă întreb, da, da. Într-adevăr, Traian Băsescu a făcut o declarație Rămâniei, foarte frumoasă. A făcut o declarație politică, da, și care aș putea spune că a băgat panică în angajații de la Dacia și nu numai în angajații de la Dacia până la urmă, pentru că dacă ar pleca Dacia, consecințele ar fi dezastroase pentru județul Argeș și nu numai pentru județul Argeș, dar o să discutăm și despre aceste consecințe. Într-adevăr, președintele Traian Băsescu a făcut o declarație și spunea că Dacia ar putea să plece în Maroc să-și deschidă acolo anumite linii de fabricație pentru că nu se face acest drum. Există, și spunea dânsul că roți se pleacă în fiecare zi cu aproximativ 300 de camioane de aici, de la Mioveni, către export și că din cauza neexistenței acestui drum se plătesc 40 de euro în plus și la mașină și la... Noi de la Dacia avem calcule mai precise în ceea ce privește transportul, trecerea zilnică de autocamioane către Occident și din Occident spre noi. Cifrele sunt exacte. În ceea ce privește costul pe autoturism este în jur de 30 de euro. 30 de euro, dacă ar fi existat autostrada, ar fi suportat marile scumpiri în ceea ce privește gaze, energie și așa mai departe. De ce? De unde acest cost suplimentar? Costul suplimentar este costul vine de la transport. Adică, la timpul, concret. Concret, de la timpul făcut, de la Dacia până în Occident. Știm cu toții că piața noastră a devenit deja tradițională, este Europa. Piața de desfacere ale mașinilor făcute la Pitești. Așa este. Probabil și făcute la Ford și așa mai departe. Toate țările din... Mai reamintesc că PIB-ul României, peste 3%, aproximativ 3%, este susținut de exportul de la Dacia. Corect. O să vorbim și despre... Dacia a fost și va rămâne un succes pentru că este foarte important să spun acest lucru, pentru că trebuie să justific amploarea meeting-ului. Corect. Vorbesc acum despre susținerea industriei auto. Industria auto nu se susține numai cu bani. Investitorii nu vin numai pentru bani, vin pentru oameni. Noi am beneficiat până și acum pentru, și pentru oameni, școli, și pentru infrastructură, perfect, până la urmă. Și de acord. Pentru... Dar la noi, la Dacia, a venit în mod special pentru oamenii de la Dacia. Există o calificare? A existat o calificare, o tradiție în construcție de mașini. Foarte importantă. Nu sunt acum momentul să dezvolt acest subiect. Dar la Dacia a fost o școală. O școală de o mare acuratețe. În momentul de față ne aflăm, din cauza învățământului mincinos din România, ne aflăm în următoarea situație. Jumătate din muncitorii din banda de montaj sunt absolvenți de facultăți, chiar și de două facultăți mincinoase. Un sfert se căznesc, se chinuiesc și plătesc să dea masterul. Noi nu putem construi mașini cu muncitori frustrați. Una este să te clădești de la 15 ani și să asumi responsabilitatea muncii pe care o faci sau o facultate de ingineri, un maestru și așa mai departe. O profesionalizare a învățământului. O profesională, o școală profesională durează cel puțin 2 ani de zile. Ea este susținută de o bursă de stat. Ea este susținută foarte important de un contract nedeterminat. Pentru că nu facem muncitori pe bandă rulantă, mințim lumea. Facem cât este necesar pentru uzina de la Colibaș, pentru Johnson Control avem nevoie de foarte mulți lucrători în tapiserie, mă refer la croitori. Mai dați câteva nume dacă tot ați spus unul. Johnson Control, Leoni, pot să dau toate fabricile noastre care sunt. Așa, pentru că asta vreau să vă mai întreb, dacă se mută Dacia în Maroc, președintele așa spunea, există în ultima perioadă tot felul de astfel de zvonuri. Știu că, într-adevăr, directorul Renault România a ieșit și a spus că nu se va întâmpla acest lucru, ba dimpotrivă, se vor face investiții din ce în ce mai mari la uzina de la Mioveni. Și eu spun același lucru. Dacia depinde de noi. Din punctul meu de vedere, dacă izbândim în proiectele pe care, vorba lui Șova, marile noastre proiecte, drum, învățământ profesional și modificarea codului muncii o să vorbesc, o să vedeți că Dacia va funcționa încă mulți ani de zile de acum încolo. Întotdeauna. Plecatul în Maroc este prost spus. Dacia nu pleacă în Maroc. Se construiește în Maroc, se fac autoturisme Dacia. Trebuie să spunem foarte clar că mașinile noastre, autoturismul Dacia, se fabrică în 7 fabrici din lume, din Brazilia până la Ruși.
Nu mai suntem singurii noi cei care facem daci. S-au făcut peste 1 milion, s-au vândut în Europa de daci. Noi am făcut anul trecut 340.000 de mașini. Da, așa este, într-adevăr. Urmăriți-mă o secundă. Noi avem fiecare piața lui. Așa cum poate ați auzit, noi am urat succes muncitorilor din Maroc. Să aibă succes, să-și vândă mașina lor, să aibă un serviciu și banii lor. Dar noi avem nevoie pentru a stabiliza locurile de muncă de la Dacia, de învățământ profesional, urmăriți-vă, învățământ profesional, un cod al muncii corect și infrastructură. E nevoie vitală pentru Dacia, Ford, pentru toată zona noastră a Munteniei, de această autostradă. Vedeți cum toate cele trei lucruri vin în susținerea industriei auto. Și totuși, nu știu ce învățământ au cei din Maroc sau ce cod al muncii. Am fost și am vizitat. Dar infrastructura, am înțeles că este extrem de avantajoasă pentru uzina de acolo. Eu am fost în Maroc și am văzut o școală profesională, de acolo am venit. Deci, în Maroc am văzut o școală profesională care făcea din crescători de capre muncitori în 6-7 luni de zile pe bandă rulantă, îi făceau acolo că aveau nevoie. Vreau să vă spun, dacă îmi permiteți, avem timp să vă povestesc o scenă din Maroc? Mai avem timp. O secundă vă spun. În Maroc erau într-o situație care poate să provoace ilaritate. Dar eu vreau să spun că sunt foarte serioși. În Maroc ne-am dus noi, sindicaliștii de la Renault, de acolo ni s-a prezentat o mare victorie a celor care conduceau întreprinderea, pentru că ajunseseră să determine marocanii să se roage toți odată. Muncitorii din Maroc se rugau în pauza de la 9 și de la 1. Ei au alte reguli, au un respect foarte mare de față de credința lor, ceea ce trebuie să învățăm de la ei acest lucru. Nu sunt un fundamentalist, dar fără credință în Dumnezeu nu o să ajungem nicăieri. Dar trecem peste asta. Deci nu ne este teamă de Maroc. Ne este teamă de incompetența guvernanților noștri. Nu mă refer la guvernantul de astăzi. Mă refer la guvernanții trecuți și viitori. Pentru că nu putem să ieșim din acest cer vicios în care ne-am introdus singuri. Mă uit la neamul din care vin și nu sunt capabili să nască un conducător să muncească pentru ei. Am născut, mă refer la guvernanți, cum i-am pus acolo, vin cu familiile lor peste noi să-i votăm, o cumetrie, vorba domnului Iliescu, o cumetrie politică. Nu arde nimeni pentru această țară. Și vă întrebați mai devreme, care ar fi reacțiile în urma acestui meeting de protest? Avem reacții, într-adevăr, avem reacții. Trebuie să spun înainte de reacții că am avut întâlniri înainte de meeting cu parlamentarii de Argeș. În mod deosebit cu parlamentarii PSD. Și asta vreau să vă întreb. Deci, parlamentarii PSD s-au arătat, mai ales cei de Mioveni, s-au arătat interesați de problemele pe care le avem noi. Pentru că Dacia este foarte importantă. Și l-am expus problemele care le avem. Cele trei probleme. Drumul, contractul determinat, n-am discutat despre asta, dar nu știu dacă mai avem timp, o să discutăm și învățământul profesional. Învățământul profesional este la fel de vital ca autostrada. Întâlnirile cu parlamentarii de Argeș au fost, aș putea să le numesc, întâlniri bune, dătătoare de speranță. Ne-am întâlnit cu ei, am discutat, am făcut niște angajamente, domnul senator Valeca chiar a promovat în Parlamentul României modificări la codul muncii cu privire la contractul determinat și la statutul angajatorului de muncă temporară și răspunsul este că să merge greu. Greu. Cu cât merge mai târziu, cu atât se periclitează existența uzinei Pitești. Fără învățământ profesional în spate. Tensiunile acestea politice din ultima perioadă tensiunile amânat, politice, dacă vreți, aceste decizii. Eu, în privința tensiunilor politice, nu pot să mă pronunț decât că nu sunt de acord cu nimic din ce s-a întâmplat. Corect, ar trebui să fie o înțelegere. Meseria pe care o am mă determină să nu fac politică. Deci, eu am o singură politică, politica salariaților de la Dacia, a membrilor noștri de sindicat de la Johnson Control,
de la toate firmele unde avem membri de sindicat. Bun, ce ar însemna pentru Dacia această autostradă, domnule Iordache? Și nu mă refer aici la ce mi-ați spus până acum. Pentru Dacia ar însemna un mesaj pe care îl transmitem investitorului Renault. Nu numai investitorului Renault, tuturor investitorilor interesați pentru industria din Muntenia, un mesaj sănătos să vină, pentru că avem acest drum. Ăsta este sensul autostrăzii. Pentru că la un moment dat să zicem că Renault intră într-un colaps. La Dacia trebuie să existe un potențial să vină Mercedes-ul, de exemplu. O altă firmă. Dar dacă nu avem muncitorii creionați, nu avem învățământul de care vorbeam conturat, nu o să mai vină nimeni. Ăsta poate să fie sfârșitul lui Dacia, de care vorbește foarte pragmatic domnul Băsescu. Dar eu am convingerea, încă o dată am convingerea, eu am niște naivități ale mele, că acest ministru Ponta își revine din starea pe care o are acum, nedefinită. Că va pronunța pentru noi toți niște proiecte la care să venim cu toții. Eu nu am văzut până acum la un guvern din România să vină cu o idee pe care să toată nația română să strebure lângă ea. Și eu îi propun acum un lucru care să aibă mare succes ca politician. Învățământul profesional, nu cum îl vede dumnealui. Cum îi spunem noi că este nevoie. Cum am văzut la Alba Iulia, cum am văzut la Brașov, făcut de nenți. Eu am fost înainte de a veni aici să vorbesc despre acest lucru și am vizitat asemenea școli de succes cu bursă de 4 milioane de lei și cu loc de muncă asigurat. Vă imaginați, sunt 20 de aici pe loc. S-a terminat cu Spirul Haret. Să duc oamenii să muncească concret. Cei care se merg la facultate, se duc la facultate, cei care vor să muncească, să muncească. Domnule Iordache, am înțeles că săptămâna viitoare aveți și o întâlnire la nivel înalt cu referitor la aceste cerințe pe care le-am făcut dumneavoastră. Eu nu cred până nu văd. Eu sunt omul faptelor. Problema noastră este că se conturează o întâlnire cu cineva de la guvern, se conturează la această întâlnire, ni se va transmite o dată, o oră când o să ne întâlnim cu dumnealor. Problema este că dacă nu se... Asta vreau să vă întreb, ce faceți dacă, nu se ține cont de faptul că 10.000 de oameni au protestat, majoritar din județul Argeș, cu reprezentanți de la Constanța până i-ați văzut. Așa este. Ați fost acolo, lucru pe care vă mulțumim foarte mult. Dacă nu se va concretiza într-o faptă, într-un lucru credibil pe care să-l înțeleg, vreau să spun că demersurile noastre sindicale vor continua mai de amploare. Deci demersul nostru sindical se va transforma direct către guvern, către lumea politică, care asigură stabilitatea guvernului. Deci eu nu sunt acum amenințător. Dar să vină să-mi explice de ce nu susțin aceste proiecte pe care noi le propunem. Noi cei care îi alegem pădurea lor. Dar vă convine, iată, totuși se va face această autostradă cu o întârziere de 2 ani cei drept. Domnule, care 2 ani? Această autostradă, mie mi se creează impresia acum, ce vorbesc dumneavoastră cu programul lor de guvernare, că ne oferă un dulce. Să tăcem. M-ați înțeles? Noi dorim mai multă convingere, ceva, am spus treaba asta. Eu vreau o argumentație în care să cred eu. Ceva concret. Ceva concret. S-ar putea peste câțiva ani de zile ca toți tipici agem Mafalda să aibă dreptate. Deci s-ar putea, dacă nu se ține cont de ceea ce spunem noi acum, s-ar putea ca Dacia să își mișoreze volumul de mașini, să lucrăm pe mai puține schimburi, ceea ce este foarte grav. Deci s-ar putea. Eu nu am venit aici să sperii lumea, eu am venit să-i încurajez. Eu sunt un conducător, eu nu sperii oamenii că se termină aici. Dar îndemn pe oameni să se bată pentru viitorul lor. Sunt nemulțumit de oamenii din județul Argeș, de aici, de unde îi cunosc eu, că nu se bat pentru viitor. Se rezumă la a trăi astăzi și pentru mâine nimic. Vă referiți la faptul că ați fi vrut să vină mai mulți oameni la acel meeting de protest? Aș fi dorit să fim mai mulți
Mai pronunțați, mai determinați. Domnule, hai să ieșim de lângă punga de marai. Hai să gândim pentru viitor. Ați înțeles ce am spus cu punga de marai, nu? De votul pe marai. Deci hai să votăm pentru viitorul nostru. Să conturăm împreună nevoile pe care le avem. Eu am venit astăzi și am spus nevoile pe care le avem noi acum. Și cine știe să vorbească despre contractul determinat este un tânăr de 20 de ani, care îl angajează din lună în lună, care îl ține ca pe un sclav, cu speranța că îți fac un contract nedeterminat. Deci nu vă doresc la niciunul dintre dumneavoastră, dintre tineri, să treceți prin un asemenea contract de muncă nenorocit. O să discutăm și despre vreau acest... Vreau să termin cu contractul determinat. Vă rog frumos. Sigur, vă rog. Contractul determinat vine tot în susținerea industriei auto. Un posesor de contract determinat nu are dreptul să se facă împrumutul. Deci nu, banca nu îți dă împrumut pe termen lung pentru... nu îți dă împrumut pe termen lung pentru bunuri de, de mare corect, folosință. Pentru a face un credit. Sigur sau că pentru... da. Corect, așa un este. Salariat, un salariat cu contract nedeterminat începe prin a se însura. Îi se stabilește un contract nedeterminat. Spuneam că un salariat cu contract determinat tânăr, el începe prin a se însura. Poate să se însoare. Face un împrumut la bancă, își ia o casă, își ia o mașină, începe să-și clădească o familie. Un contract determinat stă lângă familia lui, să-l susține permanent. Deci, ce înseamnă asta? Că economia românească ar deveni mai consumistă, ar putea să consume cetățenii și toți tinerii ăștia din România. Nu mai vorbesc de faptul că acest cod al muncii, promovat de domnul Băsescu, a condamnat tinerimea română la sclavagism. Nu folosesc cuvinte mari. La acele modificări care au la contractul determinat. Pe timpul sigur că da. La contractul determinat făcut pe guvernul Boc. Un contract, ăsta contract, statutul contractului determinat este de neimaginat, domnule. Trebuie să vorbească cineva care stă într-un asemenea contract. Deci, dacă ai văzut vreodată un sclav, pe el scrie contract determinat. Ăsta e comportamentul lui. Puțini oameni au curat să vorbească în timpul, să vă spună despre nemulțumirile lui în timp ce este sub un contract determinat. Corect, asta așa este. Domnule Iordache, nici eu nu vreau să bag spaimă în populația din Argeș până la urmă și nu numai din Argeș. Dar nici nu trebuie. Corect, dar aș vrea să-mi spuneți totuși și ce ar însemna plecarea Dacia de aici, de la Mioveni. Câți angajați sunt la Dacia? În jur de 15.000 de oameni. Direct pe platforma, numai la Dacia. Direct, angajați direct la Dacia sunt 14, la Dacia. Corect. Sunt în jur de 14.000 de oameni, societăți furnizoare cum este Euroaps și alte societăți în jurul lui Dacia, deci numai pe platforma Dacia sunt peste 15.000 de oameni. Pe platformă. Da, avem RTR, investiții la titlu. Să nu mai dăm nume. Sunt mai mulți furnizori, mai multe societăți care lucrează. Dacă noi privim, încolo este, nu, Dacia? Dacă noi privim, o să vedeți o mulțime de fabrici, până la Vulturești în fabrici. Societatea Cortubii, cu patronat italian. Să nu mai dăm nume de n-am societate. Voie să fac nume. Eu vorbesc de organizațiile mele sindicale, domnule, le popularizez. Da. Scuze-mă. Stați liniștit. Deci nu vreau să vă fac... Vă așteptăm probleme. Pe la caserie după aceea. Nu. Eu vorbesc de oameni, nu vorbesc de fabrici. Corect, așa este. Deci pe lângă cei 15.000 furnizorii lui Dacia lucrează numai pentru Dacia, să știți. Nu le facem noi publicitate. Deci nu le face publicitate. Dar vă corect, respect corect. Condiția pe care o deci, pe lângă deci, cei 15.000 de oameni, mai sunt alte zeci angajați de direct. Nu mai vorbesc de la Arad până... Adică industria constructoare de mașini și ață consumă. Deci industria constructoare de mașini consumă dero. Nu vă imaginați. Deci tot ceea ce se produce într-o țară se conduce... este cea mai de înalt. Un consumator imens. S-ar transforma județul Argeș în vale, într-o altă vale a Jiului dacă... Nu doresc să spun treaba aceasta, dar va avea un impact negativ asupra României. Domnule Iordache, scurt dacă se poate, deci despre modificările pe care le aduceți, le doriți legislației muncii, care ar fi concret? Am spus, modificările sunt multe. Cunosc neputința... Aceste contracte determinate, clar. Da, cunosc angajamentele făcute cu Banca Mondială, cu FMI și așa mai departe. Problema noastră, am solicitat o modificare care nu necesită bani, care necesită doar respect față de oamenii care te-au ales.
contractul determinat și statutul angajatorului de muncă temporară. Este incorrect din punctul meu de vedere și al dumitale, sunt convins, ca doi oameni care fac acest lucru, unul angajat de întreprindere și unul prin angajator de muncă temporară, ăsta să aibă 15 milioane de lei și ăsta 8. Ați înțeles? E o diferență de salariu. Doresc să regularizăm aceste lucruri. Le-am explicat la parlamentarii de Argeș, au fost de acord cu noi, dar dacă stăm până la încă 3-4 ani de zile, cum stăm cu autostrada, totul se duce de râpă. Bun, o altă cerință destul de importantă, aș spune eu, măsuri concrete de sprijinire a industriei auto din țara noastră, adică reintroducerea programului Rabla și suplimentarea tichetelor pentru acest proiect. Scurt. Da. S-a răspuns într-un mod aproape pozitiv. Da, am înțeles că va fi reintrodus. Sigur, se va reintroduce, dar din punctul meu de vedere, urmăriți-vă o secundă, acest lucru e pe termen scurt. Pe termen lung, pentru sprijinirea industriei auto, este învățământul profesional și drumul. Să nu uitați, și contractul determinat. Deci pe lângă reintroducerea acestui proiect, doriți și alte măsuri concrete. Acestea sunt măsurile importante pentru industria constructoare de mașini. Corect. Domnule Iordache, pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, aș dori să discutăm un pic și despre contractul colectiv de muncă, noul contract de colectiv de muncă de la Dacia. Sunt negocieri acum. Vreau să vă spun următorul lucru. În fața dumneavoastră este un om dintr-un sindicat pe care noi îl numim cel mai mare sindicat din România. Sindicat bine conturat. Așa sunt sindicatele agricultorilor și așa mai departe. Sindicatul acesta este dator față de toți salariații din România să vorbească, având această organizare. Corect. Deci contractul de muncă de la Dacia a început, a avut două ședințe, ședințele... De obicei cam durează aceste negocieri, într-adevăr. Negocierea aceasta durează în jur și... de 40 de zile, corect, așa prevede legea. Care ar fi cerințele dumneavoastră, concret? Cerințele noastre se referă la stabilitatea locului de muncă, în primul rând, să fim cât mai stabili, să avem garanții pentru viitoarele investiții. Mai trebuie menționat că la Dacia deja se face o investiție frumoasă în jur de 2 milioane de euro, ceea ce înseamnă foarte bine pentru banda de montaj. Deci, la Dacia petrec lucruri frumoase. Am garanția că împreună vom majora salariile așa cum am fost obișnuiți an de an. Trebuie menționat că suntem nemulțumiți de salariile de la Dacia. Pentru un salariu mai bun, oamenii muncesc foarte mult. Asta vreau să vă întreb, dar pentru... Mulți oameni din Argeș, sincer să fiu, este un, oarecum un mister. Se spune că la Dacia sunt salarii destul de mari. Adevărul e că sunt salarii destul de frumoase, având în vedere ce se întâmplă în alte domenii. Deci, prin comparație. Corect. Sunt frumoase prin comparație. Corect. Dar dacă trăim într-o lume urâtă, o fată mai uecă, mai frumușică, este foarte frumoasă. Noi trăim într-o lume cu salarii foarte proaste, să știți. Mai ales în zona noastră aici. Corect. Și totuși, dumneavoastră, cereți aceste mări salariale. De ce? Spuneți că se lucrează foarte mult la Dacia. Cerem mări salarii în funcție de ce îi se prezintă ca rezultat financiar. Trebuie menționat că Dacia și celelalte firme au înregistrat profit. Deci acest lucru se evidențiază. Avem posibilități de a le urmări. Avem un program. Deci avem profit, avem un program bine stabilit pentru anul în curs, avem un număr de salariați, sunt niște noțiuni care ne ajută să ne conturăm pe care, o solicitare salarială, pe care nu o spun acum, așa cum noastră îmi permite să numesc firmele unde avem membri de sindicat. Corect, așa este. Oricum, spunea și dumneavoastră că negocierile sunt încă la început, două ședințe. Da. În momentul când se va face, spunem noi, strigarea de salarii, o să vă informăm. Domnule Iordache, vă mulțumim foarte mult pentru participarea la această emisiune. Din păcate, timpul și eu vă mulțumesc este... Din ce... Am uitat să vorbesc despre grevă. Vorbim altă dată. Care grevă? Despre noțiunea de grevă, care... În, dacă anunțați vreo grevă ceva, să știți că vă mai acord 30 care de secunde. Care a început să dispară din mentalul românilor. Greva este un alt mecanism de regularizare al pieței. Și știu că la Dacia, da, se obișnuiește, este o metodă se pe care... avem un sindicat puternic, corect, bine format. Asta, tocmai de aceea mă gândesc că și fac greve și că oarecum au dispărut sigur, din mentalul celor da. Și vreau celor să promovez ideea societă de grevă peste tot. Că e un mecanism de asta regularizare a pieții. Și datorită sindicatului foarte deci, puternic meeting-ul, pe care l-aveți meeting-ul de stradă, greva, aceste lucruri sunt constituționale și pot să regularizeze piața.
Domnule Iordache, vă mulțumim mult, nu mai avem timp și vă mai așteptăm într-o altă emisiune. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Rămâneți aproape pentru că imediat, în doar câteva minute, vă aștept la Observator. Numai bine, la revedere!